De fapt, există două școli de gândire din ce am reușit eu să văd în presă. Pe de o parte, o școală de gândire spune dați o grațiere mascată, pe de altă parte, sunt voci autorizate de juriști reputați care întreabă, dar de ce nu dați o grațiere? Păi, o grațiere am mai explicat, profit să explic și astăzi, nu adresează cauzele. O grațiere, dacă astăzi am luat o decizie politică, cum s-a luat în 97, în 2002, când s-au dat legi de grațiere, funcție de anumite condiții, care excludeau corupția, de exemplu, excludeau faptele pentru care s-au pronunțat pedepse mai mari de 3 ani, dacă nu mă înșel. Dar dacă astăzi am decide în mod inovator să eliberăm pe toată lumea din penitenciar, dând o grațiere totală și colectivă, în mai puțin de un an, penitenciarele ar fi pline din nou. Ceea ce acest guvern a dorit să facă este să se adreseze cauzelor, nu efectelor.